Vacanțe fără griji pe pârtie este în continuare o provocare. Asta pentru că în unele regiuni europene a început să crească iar numărul infectărilor COVID. Sezonul trecut, industria turismului din Alpi a fost serios afectată, dar acum sunt mari speranțe că situația va fi mai bună. Restricțiile sunt stricte pentru pasionații de sporturi de iarnă care vin în Germania și Austria. Dar în stațiunile de schi din Elveția, situația stă puțin diferit. Cele mai multe restricții au lăsat loc relaxării, inclusiv pentru persoanele nevaccinate. Sus, în Alpii elvețieni, sezonul de schi este deschis, cu speranța că pandemia nu va ajunge până aici. La 3000 de metri altitudine, pe versanții muntelui Titlis, soarele strălucește puternic. Schiorii se echipează și pornesc. Cei mai mulți sunt localnici. Instructorii de schi au timp să-și pună la punct propria tehnică. Sunt speranțe mari pentru un sezon bun de iarnă, cu mai puține restricții și pentru mulți oaspeți, inclusiv din Germania. Anul trecut ne-am stabilit propriile reguli pentru zonele de schi. Pârtiile s-au deschis și s-a dovedit că a fost calea corectă de urmat. Se știe că riscul de infecție nu este la fel de mare în aer liber. Trebuie doar să impui restricții pentru spațiile închise, pentru telecabine. În vale, proprietarii de hoteluri și restaurante așteaptă și ei cu nerăbdare un sezon bun de iarnă. Pentru cei mai mulți dintre ei este sezonul de vârf. Am făcut pregătiri ca pentru un sezon normal. Personalul este complet și suntem pregătiți pentru o iarnă normală. Să sperăm că va fi una bună. Restricțiile impuse în Elveția sunt în general mai lejere decât în majoritatea altor țări. Schiorilor nu li se cere să fie vaccinați ca să poată ieși pe pârtie. Desigur, sperăm că vom putea continua cu măsurile aflate deja în vigoare. Dacă va fi nevoie de unele suplimentare, le vom aplica într-un mod care să-i afecteze cât mai puțin pe oaspeți, să nu se simtă restricționați. Telecabinele sunt aglomerate, iar pasagerii din trenul până la Titlis trebuie să poarte măști. Dar nimeni nu-i întreabă dacă au fost vaccinați. Și dacă pasagerilor li se va cere vreodată să prezinte un certificat corona, operatorii de transport pe cablu sunt pregătiți. Credem că impunerea unui astfel de certificat ar fi ceva mult, mult mai ușor decât limitarea capacității pentru telecabine. Acest lucru creează probleme majore, rânduri lungi de oameni înghesuiți unii în alții și nu vrem asta. Dar chiar și acum, schiorii care vor să mănânce la cabana din stațiune sau pur și simplu să se bucure de priveliște trebuie să prezinte dovada că au fost vaccinați, că au trecut prin boală sau dovada unui test COVID. Este o cerință valabilă pentru toate restaurantele din Elveția. Certificatul seamănă mult cu cel cerut de Uniunea Europeană. Criticii măsurii cred că aceste lucruri limitează libertatea personală. Sper ca vaccinații și nevaccinații să poată folosi pârtiile împreună, pentru că suntem în aer liber. Cred că oamenii care merg la schi se simt sănătoși. Prin urmare, asta ar trebui să funcționeze. Ar trebui să poată intra numai schiorii cu certificat de vaccinare și apoi vom fi liberi. Asta este dorința mea. Proprietarul unui hotel din Vale se gândește deja să solicite un astfel de certificat. Ar fi mai strict decât cer legile elvețiene, dar ar ușura situația. Permiterea mai multor libertăți necesită reguli mai complicate. Patronii unui hotel trebuie să genereze certificate, dar nu este obligatoriu ca oaspeții de o noapte ai aceluiași hotel să fie vaccinați. Suntem într-un conflict nesfârșit între ospitalitate și reguli. Desigur, încercăm să facem așa încât totul să fie cât mai plăcut posibil pentru oaspeți. Aceasta este, în esență, treaba noastră. Dar, dacă aș putea alege, probabil cel mai practic mod ar fi solicitarea certificatelor. Sezonul de schi este în desfășurare în Elveția, dar țara nu se abate de la propriile reguli, cel puțin atât timp cât poate.